Situație alarmantă la nivelul unităților de învățământ preșcolar din Drobeta Turnu Severin. Direcția de Sănătate Publică a declarat patru cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul preșcolarilor în doar câteva zile. Toți colegii copilor infectați din cele trei grădinițe vor avea parte de o vacanță de coșmar. Copiii au intrat joi într-o vacanță prelungită de o lună, însă doar după două zile, zeci de preșcolari au aflat că sunt introduși în carantină la domiciliu și nu vor avea voie să iasă din casă și nici să primească vizite timp de 13 zile. Această situație a fost provocată de faptul că patru copii din trei grădinițe au fost depistați pozitiv cu infecția de SARS-CoV-2. În săptămâna 29 martie 4 aprilie au fost confirmați cu pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 patru preșcolari de la trei grădinițe din, din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Direcția de sănătate publică Mehedinți a dispus o serie de măsuri uh, pentru prevenirea răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a dispus o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, precum de contaminarea spațiilor frecventate de cei confirmați cu COVID-19, iar persoanele considerate contacti direcți vor fi carantinate la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data ultimului contact direct. De asemenea, la reluarea cursurilor preșcolarilor, personalul medico-sanitar care are în arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. Am aflat pe surse din rândul părinților că la cel puțin una din grădinițe triajul epidemiologic la intrarea în unitate s-a făcut cu indulgență sau chiar deloc. Intrarea și ieșirea copiilor din grădiniță nu s-a făcut pe intervale orare diferite pe grupe, iar distanțarea în clasă nu a mai fost atât de strictă precum prevăd normele în ultimul semestru. Ancheta noastră va continua și vom reveni cu noi detalii în următoarea perioadă.